Uniunea Europeană asigură țărilor membre siguranță, securitate și pace. Invit la microfon pe domnul Adrian Efros, colonel în Armata Națională, șef direcție Marele Stat Major, cavaler al Ordinului Credință Patriei clasa 1, șeful Centrului de Gestionare a Crizei Provocate de Războiul din Ucraina. Dragi prieteni, vă mulțumesc în primul rând că sunteți aici, la Adunarea Națională Moldova Europeană. Eu sunt de profesie genist militar și alături de colegii mei am participat și am dezamorsat mii de obiecte explozive în satele, orașele și teritoriul Republicii Moldova. Am participat alături de colegii mei în misiuni internaționale de menținere a păcii în Kosovo, în Irak. Eu cunosc și știu prețul păcii. Pacea este de neprețuit și este de datoria noastră, a tuturor, ca să asigurăm copiilor noștri un mediu de securitate aici, la noi, acasă. Cu demnitate am purtat drapelul de stat în teatrele de operații, la studii peste hotare, la conferințe internaționale alături de alți reprezentanți în mediul internațional. Anul trecut ne-a bulversat pe toți războiul din Ucraina și nu voi uita niciodată lacrimile, frica și durerea din ochii refugiaților. Am activat un an de zile în calitate de șef al Centrului Unic Gestionare a Crizei. Am fost o echipă consolidată care a avut scopul să ajute sutele de mii de refugiați, femei, bărbați, copii, bătrâni, să obțină în Republica Moldova un loc sigur. Că am dat o bucată de pâine și un pahar de apă oamenilor în speranța că să trăiască în pace, o spunem tare. Bucata de pâine oferită celui aflat în impas este un exemplu pentru societatea noastră. Din puținul pe care îl avem, putem să ajutăm și pe alții. Și am arătat lumii întregi că aceste valori persistă în neamul nostru, pe acest pământ, în inima Europei. Stimați prieteni, în acele momente am fost mândru să văd că moldovenii pot să fie uniți și să-i ajute pe cei care au fugit din fața războiului. Acest sentiment de mândrie îl am și acum. Suntem capabili să devenim o forță, așa încât să fim liberi, să devenim o societate care are demnitate și verticalitate. Astăzi am venit la Adunarea Națională Moldova Europeană împreună cu familia, pentru că văd viitorul copiilor mei într-o societate cu valori europene, într-o țară prosperă cu cer senin, unde pacea și siguranța este la ea acasă. Astăzi noi decidem viitorul nostru și al copiilor. Noi suntem stăpâni pe soartă. Am depus jurământul militar că îmi voi apăra țara chiar cu propriul... mi-a apărat patria chiar cu prețul propriei vieți. Nu sunt doar cuvinte. Este un legământ pe care l-am făcut și căruia îi sunt... rămân fidel până la sfârșit. Pentru copiii noștri, pentru părinți, pentru casele noastre, să ne unim și să mergem pe o cale a democrației. Să ducem Moldova în Uniunea Europeană. Așa vom avea siguranța zilei de mâine, pace în țară și în regiune. Vă mulțumesc!